Bună tuturor! Bine v-am regăsit! Mi-a plăcut foarte mult brățara lucrată cu mărgele cehești Ginko acestea, așa că am lucrat și un colier cu mărgelele acestea sub formă de frunză de Ginko biloba. E foarte ușor de lucrat, se înșiră continuu odată toate într-un singur rând, urmărindu-se traseul firului prin mărgele ca la cusătura rau, right angle weave, în cusătura în unghi drept, circular înainte, înapoi și iar înainte. La brățară am adăugat între perle niște mărgeluțe ornament, mărgele 11.0 bronz. Colierul l-am realizat mai simplu, fără acele mărgeluțe. În schimb, pentru a crea această curbă frumoasă la partea de jos a gâtului, am folosit mărgele în partea de jos a colierului, fire polish de 4 mm aceasta, iar sus mărgeluțe mărimea 8.0. Am lucrat doar partea din față a gâtului modelul acesta cu mărgele Ginko, iar la spate am lucrat un lanț din perle de 10 mm. Necesarul de materiale pentru acest colier cuprinde perle de 8 și 10 mm, mărgele din acestea Ginko în formă de frunză de Ginko biloba, am mat metallic bronze copper. Folosesc fire polish de 4 mm, culoarea aceasta miere brună, mărgeluțe mărimea 8.0 acestea aurii, mărimea 11.0 Toho Round Antique Bronze, un ac numărul 11, am o închizătoare steel toggle, farfecă, folosesc ață de 0,15 mm și un stop bit, o mărgea de altă culoare, stopper. Să avem spor. Să începem. Iau mai întâi stopperul și îl prind la capătul aței, trecând de două ori prin el. Și încep înșirarea cu o perlă de 8 mm, o mărgea din aceasta Ginko care are astfel așezate orificiile și e sub formă de frunză de Ginko biloba. Apoi 3 mărgeluțe mărimea 11, prinse la celălalt orificiu de aici, de la Ginko. Altă perlă de 8. Să se vadă mai bine, le așez jos. Încă un Ginko așezat astfel între cele două perle. Alte 3 mărgeluțe de 11, trec la celălalt orificiu și la cealaltă perlă. Și astfel am format o unitate. Voi merge cu tot colierul odată, trecând circular ca la unitatea rau, right angle weave, de mai multe ori rotund, dus și întors prin toate, adăugând și legăturile între aceste unități. Mărgeluțele 8.0 în partea de sus, iar fire polish de 4 mm în partea de jos pentru a forma curba colierului. Strâng bine totul. Apoi trec înapoi prin aceste 3 mărgeluțe mărimea 11. Reiau prin Ginko, prin perlă. În partea de jos aici adaug
un cristal de 4 mm fire polish, apoi altă mărgea ginco la partea de sus, astfel așezată, trec din nou prin perlă, astfel, apoi altă mărgea ginco, aici prinsă, prinsă și înapoi cu o mărgea mărimea 8-0 de data aceasta, înapoi la celălalt ginco. Astfel. Aceasta este prima unitate care se repetă pe 3 sferturi din lungimea colierului. Și reiau prin perlă. Prin ultimul ginco așezat și adaug aici 3 mărgeluțe mărimea 11, apoi o perlă, și completez și în partea de sus cu 3 mărgeluțe mărimea 11. Înapoi, tot agăț, și de data aceasta prin cealaltă perlă, mergând tot timpul circular înainte și înapoi și așezând foarte bine mărgelele una lângă cealaltă. Trec acum prin acestea 3 de 11. Și prin perlă și aici acum adaug în partea de sus, odată partea de sus, odată în partea de jos se adaugă mărgele ginco. Acum adaug sus, așezată astfel și prinsă cu o mărgea mărimea 8 în partea de sus, strâng bine, trec prin perlă, e schimbat modelul față de la brățară, n-am mai așezat acele ornamente între perle cu mărgeluțe mici, mărimea 8, fără acea decorațiune, mai simplu de lucrat. Și acum adaug în partea de jos un 4 mm fațetat și un ginco cu vârful în sus. Trec prin perlă și completez aici la acest ginco cu 3 mărgeluțe mărimea 11. Acesta e traseul pe care îl urmează atcul cu ață. Trec prin perlă, prin ginco de jos și completez și aici 3 mărgeluțe mărimea 11, înapoi prin ginco și prin perla din urmă. Astfel, le așez bine, strâng și reiau prin următoarele mărgele. Reiau prin ginco, prin perla, prin celălalt ginco și acum fac legătura în partea de jos. Să formeze curba, aici pun mărgea mai mare de 4 mm
și intru cu acul din partea de sus spre centru, spre mijloc, la acest ginkgo, îl așez peste perlă, apoi celălalt ginkgo așezat invers cu vârful către centru, care îi adaug de data aceasta o mărgea mărimea 8. Și reiau prin toate acum și repet același lucru, așezându-le bine pe cam 3 sferturi din colier. Vă arăt ce am lucrat imediat. Iată ce frumoasă curbă s-a format pentru așezat în jurul gâtului, la baza gâtului. Aici e stopărul și am terminat adăugând 27 de perle mărimea 8. Și acum lanțul, voi continua cu perle mărimea 8 pentru a așeza în jurul gâtului lanțul. Foarte mult îmi place cum se lucrează cu aceste mărgeluțe ginkgo și cum se așează. Pentru lanț, firul iese din partea de jos în ultima perlă de aici. Adaug 8 mărgele mărimea 11 și le prind în partea opusă de unde iese ața, astfel așezându-le. Apoi trec prin primele 5, până aici, în cea de-a doua, iau o perlă și alte două mărgeluțe mărimea 11, pe care le las pe fir și intru din nou în perlă. Și în mărgeaua numărul 11, în cea de-a doua de aici, de lângă prima din care am ieșit astfel. Prind cele două mărgele din mijlocul acestei bucle sau arcade. Revin prin perlă și întăresc. Încă o dată reiau prin toate. E un herringbone modificat prin perlă, prin prima de 11 și prin cea de-a doua. Două mărgeluțe toho mărimea 11 în partea de jos și două în partea de sus. Apoi același lucru, iau o perlă mărimea 10, două mărgeluțe de 11, le las pe fir și intru înapoi în celălalt 11 de aici. Și le așez în vârf. Apoi reiau totul înapoi. Celălalt 11 de lângă cel de unde iese firul. Firul iese în dreapta, introduc acul în stânga, dar alunecă. Și acoperă, vreau să și vedeți. Deci prin acest 11, prin perlă, și prin exterior, astfel, apoi o altă perlă. Și două mărgeluțe mărimea 11, le las pe fir și reintru înapoi prin perlă
Și prin celălalt 11 de lângă cel de unde iese firul. Astfel se formează un lanț mărgelit, nu înșirat, cu mărgeluțe mărimea 11 între perlele acestea mari de 10. Strângeți bine, reluați și repetați lanțul tot. Revin și eu să vă arăt cum așez închizătoare. Am înșirat 9 perle de 8 mm pe o parte și 9 pe cealaltă parte. Și acum închizătoarea, aceasta stil toggle, tijă, pentru a se putea îndoi, trebuie prelungit puțin la capătul cu tija. Adaug 2 mărgeluțe de 11 și un cristal de 4 mm și alte 2. Introduc prin inelul de la tijă. Iau alte 2 mărgeluțe mărimea 11, trec prin cristal și încă 2 în cealaltă parte aici, cealaltă mărgea numărul 11 de deasupra perlei. Trec prin perlă pentru o rezistență mai bună și aici și prin acest 11 și mă întorc prin celălalt 11 perlă și mai trec încă o dată prin toate acestea de 11 prin cristal, prin celelalte 2 de pe o parte, prin inel, celelalte următoare 2 cristal și înapoi în perlă, apoi iau ața dintre mărgele de aici și fac un nod dublu, trec apoi prin mărgele undeva aici, mai fac încă un nod. Asigur bine, oricum ața e foarte rezistentă, dar trebuie asigurată la capet această piesă de bijuterie. Încă o dată. Și tai foarte aproape. La acest capăt am prelungit pentru a se putea închide să întoarcă tija, iar la celălalt capăt se procedează la fel. Adaug doar 2 mărgeluțe de 11 pe o parte și 2 pe cealaltă și trec prin cele existente 2 de deasupra perlei și tot așa reiau de câteva ori, întăresc, fac noduri și tai. Acesta este colierul, se vede. Foarte frumos și plăcut de lucrat și deosebit. Ca de obicei, vă invit să vă abonați la canalul meu, să distribuiți filmele, să dați like și să scrieți în comentarii părerile voastre. Pe curând, la un nou video!